Vaccinarea cu AstraZeneca a început ieri, 15 februarie, fiind și prima zi în care serul se administrează în România la persoanele cu vârstele cuprinse între 18 și 55 de ani. Primele doze de vaccin anticovid de la AstraZeneca au venit în România pe cale terestră, în data de 6 ianuarie, iar programările au început la 10 februarie. Conform statisticilor, dintre cele 142.100 de programări pentru AstraZeneca, în România 69.671 sunt femei, iar 72.429 sunt bărbați. Vaccinarea cu AstraZeneca a fost recomandată în cazul persoanelor mai tinere, deoarece nu există suficiente studii finalizate care să confirme eficacitatea vaccinului și la persoanele în vârstă. În cazul vaccinului AstraZeneca, apelul se face la 8 săptămâni. Amintim că la nivelul județului Gorj au fost deschise 3 noi cabinete de vaccinare destinate exclusiv imunizării cu vaccinul AstraZeneca în localitățile Stoina, Bumbești Jiu și Tisman. Până în prezent, în cele 3 cabinete din Gorj au fost distribuite aproximativ 540 de doze de vaccin AstraZeneca. Se pare că zilnic aleg să se imunizeze cu noul vaccin 51 de gorjeni. De la data de 15 februarie anul curent a început imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca la cele 3 noi centre de vaccinare și anume la Bumbejiu, la sala de sport, la Stoina, la Căminul Cultural și la Tismana, la Casa de Cultură. Până în momentul de față, directorul de Sănătate Publică Gorj a distribuit celor 3 noi centre de vaccinare un număr de 540 de doze de vaccin AstraZeneca, fiecare centru primind câte 180 de doze de vaccin. În cursul zilei de ieri, 15 februarie, un număr de 51 de persoane au fost vaccinate cu AstraZeneca astfel. La centrul de la Stoina au fost vaccinate 17 persoane, la centrul de la Tismana 4 persoane, iar la centrul de la Bumbejiu 30 de persoane. Vaccinul produs de AstraZeneca este cel de-al treilea vaccin împotriva COVID-19 autorizat de Comisia Europeană, după Pfizer, BioNTech și Moderna.